za kurac van šidani. Adrenalină pe patru roți. Aceasta ar fi pe scurt definiția autocrossului. Ne aflăm la singurul circuit de autocross din România. Aici este locul în care caii putere aleargă fără limită de viteză. Suntem la Autocross Arena, un circuit de agrement lângă București, unde desfășurăm două activități diferite, activitate de autocross sau raliu și activitate de off-road. Autocrossul, pentru cei care nu sunt familiari cu acest termen, este un sport entry-level pentru raliu. Ideea deschiderii circuitului a pornit de la pasiunea către mașini, pasiunea către viteză și odată cu vârsta mi-am dat seama că viteza nu este un lucru bun, nu este bine să mergi cu viteză mașina pe stradă, pentru că poate să fie periculos pentru tine și pentru alte persoane. Tot timpul am fost atras de sporturile ce implică și natura și atunci îmi place mai mult raliul și autocrossul decât un motorsport de asfalt. Și așa am deschis acest circuit astfel încât oricine este pasionat, indiferent de ce nivel de pregătire are, poate să vină și să se distreze, poate să vină să învețe, să conducă diverse tipuri de mașini. Referitor la mașini, se poate veni cu mașina personală sau se poate să închirieze o mașină de la noi. Mașinile de la noi, la partea de raliu, avem mașini cu tracțiune față, mașini cu propulsie, mașini cu tracțiune integrală și avem și mașini pentru off-road care parcurg un traseu puțin mai dificil, nu de viteză, este un traseu mai tehnic. Încercăm să ne educăm toți clienții că acest sport este periculos pentru a fi desfășurat pe stradă și este normal și sigur să fie desfășurat într-un mediu controlat, între niște mașini special pregătite pentru așa ceva, care sunt dotate cu toate sistemele de siguranță cu care trebuie să fie dotată o mașină de curse. Mai mult decât atât, suprafața pe care rulăm noi este o suprafață nesigilată, adică macadam sau pământ nivelat, unde învățăm mult mai ușor decât pe asfalt cum să controlăm mașina, pentru că derapajele apar, dar apar la viteze mai mici. La viteze mai mici, timpul de reacție, chiar dacă este mai slab, poate să fie îndeajuns încât să controlezi mașina. Un client, în momentul în care desfășoară o ședință la noi, involuntar, după câteva ture de circuit, îi crește nivelul de adrenalină. Foarte fain și sugerez oricărui pasionat sau oricărei persoane care își dorește să vadă ce înseamnă o experiență pe circuit sau într-un mediu organizat și trebuie să menționăm faptul că este, cred că, cea mai apropiată experiență pe care o poate avea un amator, cea mai apropiată experiență de raliu, pentru că ești pe un circuit de macadam, un circuit unde poți experimenta derapajele, să vezi ce înseamnă derapaj și în același timp să te obișnuiești ușor-ușor cu ceea ce se numesc tehnici de pilotaj. Recomand cu mâna pe inimă. Sunt niște experiențe și niște trăiri pe care mai rar le poți face pe stradă. Nața curăț van și Dani.